Salut, camarazi! Astăzi o să vă vorbesc despre triumful voinței. Nu întotdeauna când ne naștem avem noroc în viață sau în general pentru majoritatea dintre noi, cu majoritatea sunt sărași și în țara noastră și pe planetă, e foarte greu să ajungi de la 0 la 360 de grade. Uneori ai nevoie și de un pic de noroc, uneori e chestie de șansă, uneori ca atunci când arunci banul, cade pe luat sau pe plătit. Astăzi o să vă prezint două cazuri excepționale, zic eu, două destine care n-au avut nicio șansă să ajungă ceva în viață și care până la urmă, prin triumful voinței personale, au întors roata sorții și au ajuns oameni, zic eu. Întâmplător, amândoi sunt din Bistrița. Prima e o fetiță, să zic așa, de 25 de ani, Monica Sengeri. Acum câteva zile la campionatul european de la Moscova de haltere, fetița asta care a avut o copilărie îngrozitoare, care acum are 25 de ani, a câștigat 3 medalii de aur. Deci o performanță nemaipomenită pentru ea ca om și pentru România, bineînțeles, mă înclin cu respect în fața ei. Monica Sengeri s-a născut într-o familie foarte săracă la Bistrița. Era nevoită ca împreună cu tatăl ei să ducă în pădure, să adune bușteni, brazi căzuți, copaci ruți, nu știu ce, și să-i care acasă, știți? Adică ia o fetiță, căra împreună cu tatăl ei bușteni, brazi, ce găseau pe acolo ca să bage la foc. Deci, dar și asta, soarta aia a fost milostivă cu ea, pentru că la 12 ani deja era robustă, știi, tot ridicând și cărând buștenea, normal că a căpătat forță. Trebuie să spun că deja din copilărie ei plăcea mai mult să se joace cu băieții, să joace fotbal cu băieții și era și cea mai bună dintre ei. În loc să se joace cu păpușile și cu fetele, ei plăcea să se joace cu băieții. Ceva mai târziu la școala profesională a venit un antrenor și a aliniat acolo și ea, nu știu ce, a văzut că ea robustă și a adus-o la sala de antrenament. Deci ăsta era soarta ei. A văzut că avea o forță herculeană și a pus-o să tragă de fiare, să ridice, să smulgă în loc să care bușteni și brazi și copaci. Așa. A început să se antreneze. Dar mă rog, fiind un copil sărac, trebuia să care și bușteni, să ridice și greutăți, dar mă rog, să descurca mai mult sau mai puțin. Antrenorul, cum era pe vremea aia, îi dătea câte 5 lei, câte 10 lei ca să o atragă la sală, la antrenamente, da? Cred că avea un fond bun și faptul că era dintr-o familie săracă, ambiționată, pentru că în viață, dacă nu ești beizadea sau copil de bangata, dai mai mult din coate ca să ajungi, știți? E absolut logic și întotdeauna se petrece așa. E, fetița asta care căra bușteni și copaci prin pădure cu taicăsul, ridicând fiare și smulgându-le, a ajuns ca în 2013 la Kosice, în Slovacia, să câștige o medalie de aur și două de bronz. 2 ani mai târziu la Split, în Croația, iarăși a câștigat o medalie de aur și două de bronz. Și tot așa până a ajuns ca anul ăsta la europenele de la Moscova să câștige 3 medalii de aur. Deci apogeul carierei. Acum are și o rentă viageră, normal că de bucurie a dormit cu cele 3 medalii la gât în noaptea aia când i s-au decernat. Eu zic că ăsta e triumful voinței umane, știi, să pleci de la zero și să ajungi la 360 de grade. După părerea mea e un suflet salvat,
e un copil care putea să ajungă să facă trotuarul, sau eu știu, să drogheze sau să ajungă alcoolică, dar uite că Dumnezeu i-a îndrumat pașii și a ajuns într-o sală de sport unde a săltat fiare până a ajuns triplă campioană europeană, să zic așa. Deci pentru mine e o chestie fantastică, e o bucurie și pentru mine ca om, pentru că și eu am plecat de jos și știu cum este când pleci de jos dintr-o familie săracă, fără mijloace financiare, nu poți ajunge prea departe, pentru că și pe vremea lui Ceaușescu și acum trebuie bani să stai prin școli, prin facultăți, trebuie ca familia să se sacrifice. În cazul lui Monica, familia n-a putut să o ajute cu nimica, dar oameni care au văzut potențialul ea, antrenorul ei, au văzut că poate să ajungă departe și într-adevăr nu s-a înșelat, protejând-o, îndrumând-o, muncind și impulsionând-o, a ajuns ca dintr-un diamant neșlefuit să facă un diamant șlefuit, să zic așa. Sau a făcut o chestie nemaipomenită, zic eu. E un exemplu de triumful voinței umane. Omul se zice că poate să mute munții dacă vrea, înțelegeți? Deci totul e pe voință și pe disciplină. Dacă ai voință și disciplină, poți ajunge foarte departe. Al doilea exemplu e întâmplător tot de la Bistrița. Celebru acum cunoscut Tiberiu Ușeriu. Tiberiu Ușeriu, puțin dintre voi știu că a avut o viață într-un fel asemănătoare ca mea, o viață de aventurier, a evadat de două ori din două pușcării, deci omul a început cu cum era mai rău în lume, între timp acum are 44 de ani, a câștigat de trei ori cea mai dură probă de anduranță în Arctica, celebra Ultra 66-33. Tiberiu Șeriu, născându-se la Bistrița, într-un orășel mic de provincie, a fugit până Ungaria, a fugit până Austria, până Germania, a făcut mai multe jafuri la mână armată, cam vreo 3 ani de zile după care a fost prins. A făcut, bineînțeles, și niște bani, dar trăia pe muchie de cuții, să zic așa. Până la urmă a fost prins, a primit 13 ani de pușcărie în Germania. Din Austria a venit și de acolo o condamnare la 10 ani, deci în suma trebuia să facă 23 de ani. Dar prin noi reguli ale Uniunii Europene, pedepsele s-au comasat, așa e procedura acum în ultimii 10-15 ani și a beneficiat de asta, a făcut pedepsa cea mai mare, că așa e și în România, dacă ai 2-3 pedepse, una de 3 ani, una de 5, una de 9, o faci pe cea mai mare, pe aia de 9, totul se contopește, așa se spune, alea mai mici se contopesc în cea mare și rămâi la cea mare, deci să zicem în cazul de 9, în cazul lui Șeriu au fost 13, din care a făcut vreo 10 la zi, să zic așa, a evadat din două pușcării, una din Germania, una din Austria, a fost căutat multă vreme de Interpol, a avut o viață, să zic așa, carambolească, plină de aventuri, de risc, a mers și la va-banc, cum se spune, la totul sau nimic. A fost o perioadă când a fost garda de corp al unui interlop care făcea parte din mafia sârbească. Normal, se poate spune că și-a trăit și viața, bineînțeles, că a avut băutură, femei, nu știu ce, dar e dur să stai 13 ani în pușcărie sau la 25 de ani să primești două pedepse însumate de 23 de ani, înseamnă că ți-ai cam terminat viața, știi? Adică ești cu părul alb pentru, eu știu, câteva mii sau zeci de mii de euro. Eu zic că nu merită, pentru că și eu am fost înăuntru, și eu am fost hoț, am fost tâlhar, am fost contrabandist, am evadat și eu ca și el dintr-o pușcărie de maximă siguranță din Germania, dar cred că nu merită.
Pentru că, până la urmă, dacă ești hoț mare și furi sute de milioane, iei pedepse mici, știi? Că poți să plătești avocații, mituiești judecătorul, procurorul, cum e și la noi și în toată lumea. Dar dacă ești peștișor mic și ai furat, eu știu, 20-70 de mii de euro, ai viața mai dură, pentru că, în primul rând, îți dă pedepsă ca lumea, știi, să duci. Și se întâmplă uneori că, așa zis, și bombardieri sau oamenii care cred că viața e întotdeauna în roz, cad în freză și intră la pușcărie la 20-23 de ani și ies ori cu părul alb, ori în baston și unii nu mai ies niciodată dacă au ghinion. Deci nu prea merită în ziua de azi să mai faci, pentru că totul e computerizat, totul e controlat, camere de luat vederi, totul e mult mai sofisticat decât în anii 70. Dar, cum vă spuneam, Tiberiu Ușeriu, prin puterea voinței, a câștigat trei ani la rând acele crosuri de endurance la Polul Nord. Omul a rămas în istorie, să zic așa, mi se pare că i-au degerat și vreo două dește de la picioare, dar omul e un diamant, să zic așa, face parte din secta supraviețuitorilor, în care mă, cu modestie mă consider și eu făcând parte, omul cred că se descurcă oriunde. Până la urmă s-a potolit, să zic așa, în momentul ăsta are 44 de ani, s-a întors la Bistrița, a scris o carte care se numește 27 de pași pe care o găsiți în librării. Împreună cu fratele lui au fondat o asociație, se numește Asociația Tășuleasa Social, unde se ocupă de cazuri de-astea mai dificile, oameni care au ieșit după împușcării și n-au unde să stea, cum și el, de fapt, când a ieșit din pușcărie, n-avea unde să ducă. Deci foarte multe persoane și la noi și în toată lumea, când ies din pușcării, n-au unde să ducă, pe sistem nu interesează de oameni ăștia, dacă se întorc înapoi, sistemul se bucură, știți, că înseamnă că i-a terminat. Adică mai mult mental. Omul a reușit să pună punct și își consumă energia și dorința de aventură și adrenalina și o consumă în concursuri de-astea de endurance. Se ocupă acum cu Asociația Tășuleasa Social și a scris cartea de care v-am pomenit. Deci omul cât de cât și-a găsit drumul în viață, nu trebuie să mai doarmă iepurește cu noi de știți de frica poliției, nu trebuie să mai evadeze din pârnăi. În pârnăi nu e o fericire să stai, deci vă sfătuiesc prietenește și pentru că sunt mai în vârstă ca voi, nu vă luați după alții care vor să fie bombardieri, care îi se pare că ei sunt buricul pământului, nu e. Mulți de ăștia bombardieri au terminat în pușcării și chiar și eu am avut ocazia să văd oameni care erau, cum era Gigi Boeru, care era numărul unu în România după Revoluție și umbla cu portbagajele pline de bani și fanespoitorul era mâna lui dreaptă și omul de încredere. L-am văzut înainte să moară, cu vreo două luni a fost cu mine la Jilava, făcea pipi pe el, deci era o epavă, două luni după aia a murit. Deci a fost numărul unu în România și după aia a murit în pușcărie. E o chestie absurdă, știi, pentru că după cum am constatat eu, oamenii ăștia nu știe să pună punct. Ai furat o zi, două, ai tâlhărit, ai făcut jafuri, nu știu ce, ai dat țepe, dar într-o zi trebuie să pui punct și oamenii ăștia nu mai știe să pună punct și nemai știind să pui punct, asta te duce la pierzanie. Deci, în general, unii putrezesc în pușcării, după aia din bombardier devin mărțoage și vine noua generație de bombardieri și îi bate în pușcării sau îi umilesc sau îi înjosesc, cum să zice. Deci feriți-vă de pușcăriți, dormiți pe perna voastră, chiar dacă aveți 1000 de euro mai puțin, banii nu contează întotdeauna e să fii mulțumit, să fii mulțumit cu ceea ce faci, să mergi pe drumul tău în viață și să dormi pe pernuța ta seara.
Deci, camarazi, v-am spus despre triumful voinței cu două cazuri de întâmplător de la Bistrița, amândouă, Unica Sengheri și Tiberiu Șeriu. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catari. Pa, camarazi!